Situația școlilor fără autorizație sanitară din județul Galați nu s-a îmbunătățit de la ultima informare făcută de Inspectoratul Școlar Județean. În continuare, 100 din cele peste 400 de școli nu au această autorizație de la Direcția de Sănătate Publică Galați, doar 25 dintre ele fiind în curs de a primi documentația necesară funcționării în condiții de siguranță igienico-sanitară. 100 de unități nu au la acest moment autorizație de funcționare și din acestea 175 chiar nu au, iar 25 sunt în curs de avizare, au depus documentație. Din acestea 100, 18 sunt la nivel urban, respectiv Galați, Tecuci și Târgu Bujor, iar 82 sunt în mediul rural. În mediul urban sunt 18 școli fără aviz sanitar, dintre care în Tecuci sunt 9, cele mai multe grădinițe cu toaleta în curte. Intenționăm să ne aplecăm spre cele care nu au autorizație sanitară și aici mă refer la grădinița numărul 1, grădinița numărul 6, grădinița numărul 13, grădinița numărul 9, grădinița numărul 17, astfel încât pe parcursul acestui an școlar să obținem autorizație sanitară pentru aceste unități de învățământ. În mediul rural situația este și mai gravă, 82 de școli neavând aviz sanitar. Direcția de Sănătate Publică explică motivele pentru care s-a ajuns în această situație. Autorizarea sanitară la momentul actual se face pe baza declarației pe proprie răspundere a directorului școlii. Această declarație prevede, cum să vă spun, însușirea regulilor de igienă, atrage răspunderea directorului chiar și penală dacă declarația este falsă. Și atunci, domnii directori știu care este condiția actuală, legislația actuală de autorizare și amână solicitarea autorizației. Deci avem multe școli care n-au solicitat autorizație pentru că știau că nu vor primi. Legislația, ordinul Ministrului Sănătății, după care se autorizează, este din 1995. Da, de 20 de ani. Deci ne confruntăm cu aceleași cauze a neautorizării unităților de 20 de ani. Lipsa apei potabile în mediul rural, în primul rând, și în al doilea rând în unitățile de învățământ preuniversitar, preșcolar din oraș, din Galați, locația de la parter de bloc în foste apartamente. Menționăm că printre cele 100 de unități neavizate se află și anexe sau clădiri unde nu se desfășoară cursuri.